Să înrup gâtul pe aici. Ia-ți-n Alex pe aici. Da, abia așteptat să înrup gâtul, cred. Nu mai mult. Aparatul. Când ați venit, jucător nou, a? Gata? Gata. Mirel, cum ai ieșit? Sănătos, greu, după un an? Sănătos, bine. N-a fost greu, dar partea așa mai grea a trecut. Deocamdată sper să fim sănătoși. Că dacă suntem sănătoși, putem să ne revenim echipa care am fost în anii trecuți. Cu ce gând în nou sezon, în nou an? Cu gânduri mărețe, acum sper să le și realizăm. Tu crezi că s-au făcut doar foarte puține transferuri? La... Nu știu, asta nu e treaba mea. Treaba mea e să joc, de asta sunt plătiți și eu și colegii mei, restul se ocupă ceilalți. Patru nefericiți, a spus că o să te întorci și tu și Pleșan, o să fie altă stea decât în tur. Să sperăm, însă ne va fi și nouă foarte greu să ajungem la forma pe care am avut-o, pentru că avem 4 luni de când nu jucăm și ne va fi greu, însă sper să ne acomodăm. Au venit la vizită și jucătorii care erau pe lista neagră a domnului Becali. Ei ce spuneau? Nu știu, n-am discutat despre asta pentru că deocamdată sunt alături de noi și suntem cu toți. Nu e nicio listă deocamdată. Cei de la CFR sunt foarte încrezători, spun că nimeni nu le mai poate lua titlul. Foarte bine, noi trebuie să ne vedem de drumul nostru să câștigăm toate meciurile dacă se poate, dacă nu cât mai multe puncte. Ce crezi că s-a greșit în tur de s-a ajuns să fiți așa departe de CFR? Nu știu, nu sunt eu în măsură să judec ce s-a greșit în tur. Sunt alții care ne judecă pe noi. Ce știi de Habibu? Știu doar echipa de unde provine, rest o să vedem continuare. Mulțumim frumos!